Muzeul Bucovina organizează în perioada 19-30 august 2019, în sediul Muzeului de Istorie, ediția 8-a a atelierelor de artă pentru copii, din Secretele Maestrilor Lumină și Culoare. Anul acesta, organizatorii revin cu atelierele de pictură binecunoscute și apreciate de mici artiști. Copiii sunt inițiați în tainele maestrilor de profesorii Camelia Rusu Sadovei și Iulian Asimionesei. Datorită numărului mare de solicitări pentru atelierul de modelaj, anul acesta vor exista două grupe, una dimineață și una după amiază, pentru a crește numărul de locuri disponibile. Înscrierile se fac la biroul de artă al Muzeului Bucovinei, începând cu 24 iunie. Taxa de participare este de 30 de lei pe copil pe atelier. Fiecare dintre ateliere se va desfășura pe o perioadă de 5 zile, 3 ore pe zi, dimineață sau după amiază, după următorul program. În săptămâna 19-23 august 2019 se vor organiza alternative plastice, unde se vor prezenta tehnici picturale și grafice prin exemplificare cu lucrările plastice din colecția de artă a Muzeului Bucovinei. Se urmărește însușirea și utilizarea tehnicilor de compoziție, precum și combinarea tehnicilor de lucru. Vor participa copii cu vârsta minimă de 8 ani. De asemenea, va avea loc și un atelier de pictură denumit Fantezie în culori, în care le sunt prezentate copiilor tehnici picturale și se fac exerciții cromatice de obținerea tonurilor și nuanțelor, plecând de la exemple de lucrări ale pictorilor bucovineni. Vor putea participa copii cu vârsta minimă de 12 ani. În săptămâna 26-30 august 2019 va avea loc un atelier de modelaj denumit Sculptura Arta Volumelor, cel mai de succes, dar și cel mai accesibil copiilor de orice vârstă. Se urmărește exprimarea plastică a tinerilor artiști folosind materiale, instrumente și tehnici specifice modelajului din lut. Pot participa copiii cu vârsta minimă de 6 ani. La finalul atelierelor, în luna septembrie, se organizează o expoziție cu lucrările realizate de participanți în cadrul celor 4 ateliere. În ziua vernisajului vor fi acordate premii și vor fi înmânate diplome de participare tuturor expozanților. Prin organizarea acestor ateliere se urmărește familiarizarea copiilor cu limbajul și mijloacele de expresie plastice, specifice sculpturii, scenografiei, picturii de șevalet și graficii și analizarea imaginii artistice prin raportare la tehnicile și lucrările de artă studiate. De asemenea, folosind materiale, instrumente și tehnici specifice fiecărui gen, se încurajează exprimarea sensibilității, imaginației și creativității artistice în creații plastice proprii. Materialele și ustensilele necesare desfășurării atelierelor sunt asigurate de către Muzeul Bucovinei cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava.